Tatălui și al Fiului și al Sfântului Hristos să fie Domnul. L-a auzat pe Părintele spunând mai multe pilde și istoriale despre Părintele Iosif Trifan. Și mi-am adus aminte de o întâmplare pe care o spune Părintele Iosif. Zice, m-am dus odată și am întâlnit o femeie, o mamă care am găsit-o plângând comar. Și Părintele a întrebat-o, de ce plânge? Zice, cum să nu plâng, Părinte, când aveam un băiat bolnav. Părintele spune titlul Mama Tâmpitului. Și zice, cum să nu plâng, Părinte, că de 40 de ani îngrijesc cu atâta dragoste și căldură pe acest copil. Și măcar odată în cei 40 de ani să nu-mi spună mamă. Trăiesc cu oamenii o viață întreagă de 40, 50, 80 de ani și nu-i spune niciodată Tatălui Dumnezeu. Ce lucru îngrozitor! Mă uitam aici la verișorii lui Andrei Verișoare, a cântat la mulți ani bunicului lor și m-am gândit că mai nou oamenii și omenirea aceasta și mai mult de atât chiar frații, ce credincioși își planifică copiii, îi programează și îi planifică numai după anumite criterii. Și mi-am adus aminte, Andrei, de bunica ta, adică de mama lui mămica ta, adică de mămica mea. Dacă și-ar fi programat copiii, noi astăzi nu eram aici, fraților. Nunta aceasta nu era astăzi aici. Dacă bunica lui Andrei își programa copiii, pentru că mămica lui Andrei este a 12-lea copil. Și toți am fost sănătoși, și toți am fost frumoși, Andrei, și parcă mămica ta a fost mai frumoasă ca toți dintre noi. Probabil că de asemenea, a fost o nuntă în Cana Galileea. Grozav lucru. Probabil că seara a fost chemat și Domnul Iisus aici. Am fost la alte nunți, suntem obligați. Trebuie să mergem și dacă vrei să mergi la mai multe nunți, sâmbătă și duminica te duci, dacă nu vrei, nu te duci, astăzi am ajuns aici. Sigur, a fost chemat Domnul Iisus la nunta seară, v-ați bucurat. A fost o nuntă în Cana Galileea, în capitolul 2, ne amintește Sfântul Evanghelist Ioan de ziua a doua, în ziua întâia, nu mi-o amintește, a fost ziua căderii omului în păcat. Și Sfântul Evanghelist Ioan nu amintește ziua a doua și apoi a treia zi a fost o nuntă în Cana Galileea și Iisus a fost chemat acolo. Grozav să-L chem pe Iisus, să încep viața cu Iisus, să încep căsătoria cu Iisus, pentru că tinerii în zilele noastre de astăzi încep căsnicia altfel, încep cu dans și băutură și jocuri și apoi se termină pe scările tribunalelor, pentru că încep fără Dumnezeu. A fost o nuntă în Cana din Galileea și Iisus a fost acolo. Numai că nici măcar bine n-a început nunta și a început prima lipsă. Nu se spune aici nici despre mire, nici despre masă, de mâncare, de bucate. S-a terminat vinul și Domnul Iisus care dă un alt vin. Vor apărea, să nu vă faceți un ideal, un vis, un scop din căsătorie fără Domnul Iisus. Pentru că vinul se termină, chiar în timpul nunții s-a terminat bucuria, vinul reprezintă bucurie și s-a terminat bucuria. Să vi-l luați pe Domnul Iisus și la noi, în zilele frumoase și bune, din casele fiecăruia dintre noi se termină vinul de multe ori. Se termină bucuria. De aceea e bine să-L luăm pe Domnul Iisus în casele noastre, în viața noastră, în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului. Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă îl setează cineva,
să vină la mine și să bea. Din inima lui vor curge izvoruri de apă vie. Ce sărbătoare măreață era sărbătoarea la evrei, sărbătoarea corturilor. Venea lume din toată țara, Ierusalimul era împodobit frumos, templul grozav, preoții îmbrăcați în alb și grozavă sărbătoare. Și veneau oamenii, veneau oamenii cu durere și cu suflet, credeau că poate este ziua de pe urmă. Veneau cu durerea lor în suflet, cu durerile, cu problemele vieților și Domnul Iisus se uită cu durere la ei. Se uită cu durere pentru că ei se întorceau înapoi de la Ierusalim, veneau să afle ceva pentru sufletul lor, să-și elibereze sufletul în bucuria în ziua de pe urmă și se întorceau tot cu durere în suflet. Fraților, vieții oameni, mă uit de multe ori, trec spre mănăstirea Prislop și mai ales aici în Moldova sunt atâtea mănăstiri și vin vieți oameni la mănăstiri, vin la călugări și bine fac că vin și vin și plătesc slujbe și mă uit la ei, vin la Părintele Arsenie, oamenii, sute, mii de mașini trec pe drum. Este un drum care face legătura între Hunedoara și mănăstirea Prislop și de multe ori mă duc pe drumul acela și oamenii opresc mașinile și întreabă să pierd. Indicatoarele sunt ruginite, au crescut pomii între ei în fața indicatoarelor. Hunedoara se ține ultima săptămână, au ținut chef una într-una primăria. Au bani să dea pe cântăreți și pe manele și pe destrăbălare și pe băutură până-i lumea. Dar să facă niște indicatoare spre mănăstirea Prislop, nu fac. Și vin oamenii înapoi să întorc, mă uit pe fețele lor, tot cu durere în suflet, nu se întâmplă nicio minune. Oamenii așteaptă să duc să caute să se întâmple o minune dintr-o dată. Mi-aduc aminte de o bătrânică, odată căuta în drum ceva și au văzut-o prietenii și vecinii și au venit la bătrânică și au întrebat-o, ce ai pierdut? Și bătrânica spune că a pierdut una. Și vecinii și cunoscuții au început să o ajute să găsească acul, dar a întrebat-o pe bătrânică, mai exact, că drumul e lung și lat și nu putem arată numai exact unde l-ai pierdut. Și bătrânica spune, l-am pierdut în casă. Și atunci, dacă l-ai pierdut în casă, de ce-l cauți în drum? Pentru că în casă e întuneric. În casele și în sufletele oamenilor e întuneric și nu găsesc pacea și liniște în altă parte, în loc să o caut în interiorul lor. Fraților și Andrei dragă, nu vei găsi fericirea în nicio parte, în altă parte, în interiorul tău, în interiorul vostru. Amintea Părintele aici de unirea aceasta între voi, mi-aduc aminte de frate de la Maramureș. Spunea că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Nu eram bun nici societății, nici familiei. Când veneam beat acasă, nevasta dormea, vecini și copii în podul jurii. Ce grozavă schimbare poate să aducă Dumnezeu în viețile noastre, nu vreau să vă țin, pentru că trebuie să ajungem și acasă. Un prieten odată, și cu aceasta încheie, un prieten odată a vizitat un sculptor, un prieten de-a lui, era în trecere, și acest sculptor lucra la o statuie, încerca să imortalizeze chipul unui om. Și s-a uitat, l-a privit cum lucra la statuie și s-a întors pe la el înapoi după vreo lună de zile. Și zice prietenul lui, ce ai făcut de când am plecat? Pentru că nu se vede nimic. Și acest sculptor îi spune, uite, vezi, aici am rotunjit, din coace am adâncit, în partea această la altă am șlefuit. Și acesta îi spune, fleacuri. Zice, da, sculptorul, fleacuri, dar aceste fleacuri de valoare statuii. Fraților,
pleacuri, aceste micuțe adâncini șlefuiri, venim astăzi, venim mâine la adunare, venim la biserică, ne rugăm încetul cu încetul, începem să scoatem chipul lui Hristos din noi. Domnul să ne ajute la aceasta, Andrei și Cristina, Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să îi urmați lui, pentru că Dumnezeu, să știți dumneavoastră, fraților, că nu vrea să mântuiască numai niște pete suflete. Nu. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este acesta. Vrea mireasă pentru mine. Și va fi o nuntă. Și să fim și noi acolo. Domnul să ne ajute.